Bună ziua! Cu Liliana, soția lui Ioan Viorel, am fost coleg în clasa 9 și a 10-a, la liceul numărul 2 agricol. Am stat în aceeași cameră în cămin și ne-am întâlnit după 24 de ani. În 2011, decembrie, m-am bucurat foarte mult că o revăd și ne-am împrietenit. La 2 luni de zile ne-a cerut 7.000 de lire împrumut. I-am trimis din Anglia pe numele lui Ion Viorel. Tot în 2011, în aprilie, una din surorile mele care stă în Buzău i-a dat 3.000 de lire. La acești bani nu am documente și 1.000 de lire i-am dat eu cu mâna mea. Tot în 2011, în luna iulie, deoarece ne-a cerut 1.000 de lire că sponsorizează primăria Buzău, că ei mulți ani au făcut galactic anului respectiv. În 2011 a făcut acest eveniment, chemând pe toți din Buzău, toată primăria, fotbaliștii, artiștii și mai mulți fotbaliști de renume. La acest eveniment eu am fost cu Liliana și cu Ion Viorel și am cumpărat aperitive de 7 milioane, de 700 de lei și friptura tot eu cu soțul meu am adus-o. Într-adevăr, soțul meu am făcut petrecerea ziua de naștere, dar noi am avut 15 invitați. Acești bani i-am dat în 2011, 11.000 de lire. Când i-am dat ultima 1.000 de lire, mi-a spus că într-o săptămână o să-mi dea bani, că o să dea primăria, sponsorizează cu 50 de milioane și o să-mi dea bani. Nu mi-a dat nici până în ziua de astăzi. Următorul an, când am venit în România, de obicei noi venim de 2 ori pe an, suntem stabiliți în Anglia din 2001. Când am venit, nu ne-am mai băgat în seamă. Și atunci eu am deschis subiectul despre acești bani, care este problema de nu mai erau așa amabili cu noi. Și mi-au promis că într-o lună de zile, în restaurant la ei, eu, Viorel și cu Liliana, că într-o lună de zile o să ne dea bani. Nu a fost așa. În 2000, bineînțeles că și în 2013 am contactat și în 2014, dar același răspuns. În 2015 am fost cu sora mea la restaurant și era numai Liliana și acolo v-am trimis acea înregistrare, unde tot așa a promis că într-o lună de zile o să ne dea banii. Și v-am mai trimis acea înregistrare din 2016, unde am vorbit și cu Liliana și cu Viorel și reiese că au să ne dea acești bani. Au trecut 9 ani de zile și ei nici până la ora actuală nu ne-a dat niciun ban. Vreau să vă mai spun că în 2011, tot în 2011, am mers la restaurant la ei și am... De multe ori nici nu mergeam să mâncăm și ei ne-au încasat 9 milioane jumate, 9 milioane 500 și am plătit acești bani. A doua tranșă iar ne-a cerut 5 milioane 500, dar una din angajatele lor ne-a dat acele hârtii unde scria că ce am mâncat, ce am băut și într-una din zile, într-o vineri, nu am fost nici eu, nici soțul meu, și acea notă de plată era încărcată că noi am băut, am mâncat, dar nici nu am trecut pe acolo. Acei bani nu i-a luat, cei 5 milioane 500, că n-avea cum să-i mai ia, că deja am văzut cu ochii noștri ce se petrece, că ei ne încărca notele de plată. Tot în 2012, când am venit în România, am mers să mâncăm la un restaurant și acolo am întâlnit o fostă angajată de-a lui Ion Viorel și ne-a zis că Viorel îi punea să ne încaseze notele de plată. Aș dori să știe toată lumea că acest om este un escroc și un hoț. E un mincinos, de fiecare dată ne-a promis că ne dă banii și niciodată nu ne-a dat nici cea ultima 1.000 de lire care spunea că primăria sponsorizează. Dacă mai doriți ceva să
informații eu vă pot da oricând. O să ajung la Londra într-o săptămână și o să vă trimit și copii după acele facturi, documente, că i-am trimis 7.000 de lire. Vă mulțumesc, o zi bună!